Otita și sinuzita nu apar după o răceală, ci sunt parte din viroza respiratorie. Otita reprezintă un proces inflamator care se dezvoltă la nivelul urechii și care poate cuprinde pavilionul urechii, tegumentul conductului auditiv extern și mucoasa urechii medii. Otita nu se tratează cu picături de urechi. Senzația de lichid în ureche, așa se simt secrețiile din spatele urechii. Apar după ce trec simptomele evidente ale răcelii, nas care curge și eventual febră. Otita medie se complică cu inflamația sinusurilor. Sinuzita asta este o evoluție a virozelor. Primul lucru se duce la farmacie și a picături de ureche nu îi va trece. Problema este în interior, în spatele timpanului, care este o membrană, o făiță ca un termopan. Nu trece nimic. Aceste picături nu vor rezolva otita medie. Infecția din spatele timpanului se rezolvă fără să vă atingeți de ureche. Infecțiile care apar în ureche se pot manifesta și prin pierderea parțială a auzului. Dacă după tratamentul corect se menține deficiență de auz, merge să faceți o testare completă a auzului. Audiograma este testarea obiectivă a auzului și se realizează în cabinete de audiologie. Arată deficiențe evidente nu doar în contextul unei infecții acute, vă ajutați creierul prin aparate auditive. Prezent tehnologia permite să fie ascunse și discrete. Aparatele auditive sunt adaptate individual pentru cei care poartă ochelari și își doresc un aparat auditiv incorporat în rama de la ochelari, avem această soluție. Relatează știrile protv.ro.